De anul trecut a ajuns și la Oradea, deci este al doilea an consecutiv. Cei care au fost, poate știu, de anul trecut, a fost tot aici, în decembrie, de la ora 20. Bine ați venit și în anul acesta, fiindcă anul trecut s-a desfășurat în condiții propice și au fost mulți oameni, am hotărât ca anul acesta să fie două sesiuni aceleași. De la ora 17:30, ne pare rău un pic pentru delay-ul ăsta, dar a fost necesar, și de la ora 20, glumind, în reluare. În primul rând, dorim să mulțumim oamenilor care au făcut posibil acest lucru, partenerilor noștri, Regiana Drinz, CESAL, Casa de Cultură, Yellow Submarine, POTS, Informația de Bihor, Kiss FM, și partenerii noștri la care ținem foarte mult, bloggerii orașului, FUA sau The FUA, Muzica de Vest, Orădeanul și Lilișor.net. De asemenea, mulțumim presei orădene, mass media orădeană, care a susținut proiectul și l-a mediatizat cum se cuvine. Fiindcă am auzit că lumea s-a întrebat, vor fi vreo aproximativ 10 filmulețe. Selecția oficială Animest înseamnă, de fapt, premiile care s-au acordat la această ediție, deci câștigătorii de anul trecut, de ultima ediție. Mai dorim să mulțumim și organizatorilor principali, Asociația Culturală DART și Lazy Corner. După cum știți, Lazy Corner este cafeneaua de lângă de la Vrancea, acolo cu Doja, dacă bine le țin eu minte. Mi-am notat aici câteva lucruri. Despre Animest, dacă nu știți, anul acesta au reușit festivalul acesta internațional să-l ducă și în Moldova, mai exact în Chișinău. Asociația Estenest, care le mulțumim, care ne-au acordat și nouă dreptul de a difuza aceste filme, au ajuns anul trecut și în Cluj cu prima ediție. Ce a însemnat Animestul, de fapt, de anul în curs? 436 de filme, 10 ateliere de film de animație, conferințe și, mi-am notat aici, 80 de uițe 3D. Ha ha!